Da, e vorba de un demers mai vechi al meu și al dreptarului Leoreanu. Am purtat anul trecut ceva discuții cu reprezentanții companiei Apavital. Este compania care furnizează apă și evacuarea de menajere în județul Iași. Am zis că este oportun să ne facă o prezentare a companiei, o să fie făcută această prezentare și de față cu dumneavoastră consilierii locali și ulterior, în funcție de concluziile la care vom ajunge, să ne facem o idee pentru viitor. Prezentarea de azi, practic, nu implică nimic din punct de vedere juridic, e doar o prezentare a companiei, o ofertă a acestei companii și ulterior, dacă vom considera oportun și că îndeplinim anumite condiții, având în vedere și proiectul cu finanțare europeană care a fost realizat la Roma, să demarăm și alte discuții. De aceea am să-i rog pe cei doi reprezentanți ai compania Apavital, în primul rând, să se prezinte și ulterior să facă și acea prezentare de care avem nevoie. Vă rog. Lucia, Toma Ion, sunt directorul general al compania Apavital în Iași. Bună ziua, Mihai Doruș, directorul tehnic al companiei și o să încerc eu să vă fac o scurtă prezentare. Și președintele Consiliului de Administrație. Da, mai puțin important, dar... Vă rog. Să rog pe domnul, îmi pun nici mie pe ecrană. Ăla din dreapta. Mihai și Doruș, mă numesc. Nu știu unde să stau, să încerc să mă vadă toată lumea. Cred că e ok de acolo. Am mai reglat. Mai încoace, dacă ați vă vadă în urmă. Domnul director, ați vă rog aici, dacă ați vă prindă și camerele de la vedeți. Aici, eventual, dacă e în perfect. Da, păi și văd și eu suficient de bine. O să încerc în câteva minute, vă rog să mă întrerupeți dacă e nevoie, că nu e o prezentare ca o poezie, ceva interactiv. Dacă aveți întrebări sau nelămurire asupra unor aspecte pe care o să încerc să le prezint, vă rog să mă întrerupeți fără nicio supărare, nicio problemă. Cadrul juridic sub care noi funcționăm, cred că îl cunoașteți și dumneavoastră aveți o asociație de dezvoltare intercomunitară, un operator regional și un contract de delegare directă. Diferența între noi este că la Iași am înființat în 2005 această asociație, mult înainte de a apărea legea asociațiilor. Astăzi avem, între timp de când am făcut eu prezentarea, mai am 4 membri, deci suntem 106 membri în asociație, asta înseamnă 106 primării, comune, orașe și municipii. Operatorul regional, noi suntem înființați în 1991, avem JU cu numărul 1, suntem prima companie după Revoluție înființată în județul Iași, 100% UAT-uri acționari și reînregistrată la Registrul Comerțului în 2008, fiindcă am rebranduit compania, ca să spun așa, eram Regia Autonomă Județeană și le-am transformat într-o societate comercială de acțiuni. Contractul de delegare direct, cel care rezolvă și stabilește raporturi între asociații și operator. Asta este schematic diagrama relațiilor, aici sunt primăriile, cele care ne-au delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare, au delegat către Asociația de Dezvoltare toate aceste competențe, așa cum probabil ați făcut și dumneavoastră la rândul dumneavoastră în cadrul contractului. ADI are o adunare generală a acționarilor și un consiliu director. Noi avem o adunare generală a acționarilor, ca acționari majoritari, noi avem Consiliul Județean Iași și numeroase alte localități din județul Iași. Ca o particularitate, spre exemplu, municipiul Iași nu este în acționarul nostru, dar sunt în discuții de a deveni, dar operăm în municipiul Iași. Noi avem un consiliu de administrație și, sigur, între UAT-ul și noi, relația este prin acest contract de delegare care stabilește managementul companiei și nivelul serviciilor.
Și cel mai important este că toate aceste OAT-uri, cum ar fi și Romanul aici, au un control direct prin ADI asupra activității noastre. Schematic, cam asta e, nu se vede foarte mult din spate de aici, dar avem o adunare generală a acționarilor, un consiliu de administrație, director general, patru direcții principale, cea tehnică pe care o conduc eu, o direcție comercială, o direcție economică și o direcție operațională, fiecare cu diviziuni, cu secții, cu substructuri. Ca misiune și obiective, clar, alimentare cu apă, canalizare, ne orientăm în special pe calitate și eficiență. Astăzi alimentăm peste 400.000 de locuitori cu apă, dar în cadrul sistemelor pe care noi le administrăm avem circa 850.000 de locuitori. Cam atât avem în județul Iași și în județul Neamț, fiindcă avem și câteva comune din județul Neamț. Circa 3.700 de agenți economici. Cert este că avem un potențial astăzi instalat de peste 1.000.000 de locuitori și peste 4.000 de agenți economici. Câteva aspecte generale. Cifra noastră de afaceri peste 32.000.000 de euro a fost anul trecut. Ca și capital social, circa 17.000.000 de euro. Acționari, v-am spus, 90. Salariați, mediu am avut 1.288 anul trecut. Acesta e tariful nostru, iar astăzi administrăm 262 de localități cu apă și parțial și cu canalizare. Da, mă întorc dacă vreți la tariful. Astăzi este 6,72 lei apă canal cu TVA. Apă și canal. Apă plus canal. Plus canal. Exact. Localități 262, ați menționat mai înainte 130. Nu, 106 acționari, da. Care sunt, înseamnă comune. O comună poate avea una, două localități, patru, sunt comune cu patru, cinci. Da, am înțeles. Deci vorbesc doar de localități de sine stătătoare. Da. A spus OAT-ul, în ceea ce am înțeles. 6 OAT-urile, celelalte 300 câte erau localități. Ca și capacități, ce mi se pare important, sunt 75 de ani de operare, ceea ce înseamnă foarte mult pentru noi. 3 sunt în județul Neamț. Ca apă potabilă avem 9 stații de tratare de apă potabilă, circa 3500 km din conducte administrăm astăzi, aproape 200 de rezervoare cu ce avem în construcție astăzi. Stații de epurare, vedeți, astăzi administrăm 36 de stații de epurare, mai mici sau mai mari. Cea mai mare stație de epurare din țară a fost și este și în momentul de față la Iași. Până de curând au pornit-o cei de la București pe cea din Glina, care are jumătate din stația de la Glina, este cât cea de la Iași. Circa, noi avem 4,2 metri cu pe secundă, ei au 5 doar pe o linie la București. Peste 140 de stații de pompare, stații de pompare apeuzate și clorinări foarte mult. Sistemul se tine tot, aproape tot județul Iași, o să vă arăt imediat o hartă schematică. Cam așa sunt, eram în 1996, funcționam în municipiul Iași și în Târgu Frumos, Hârlău, Podul Iloaiei, Răducăneni, Bercești, Țibănești, câteva centre comunale mari. Și aveam circa 1600 de salariați. Astăzi acoperim tot județul Iași, cu excepția a două, trei zone mici pe care le pregătim acum, avem proiecte, și suntem 1.288 de salariați. Așa arată astăzi area noastră, ce vedeți cu verde, de exemplu. Aici tot cu albastru înseamnă suntem în operare, cu verde sunt proiecte în aceste localități care sunt în curs de preluare în acest an, cu alb avem proiecte în pregătire pe fonduri europene. Care sunt localitățile din Neamț? Păi avem din Neamț, uitați, o loc de aici, Timișești, pe râul, fiindcă avem acea aducțiune de la Timișești, Gherăiești, Dolcești, în partea asta, Sagna urmează, la Sagna deja tocmai a venit la noi și avem un proiect, am făcut o licitație pentru o alimentare cu apă.
la Săboană. Săboană, aveți? Traian. Traian. Și prețul este același, nu? Prețul este unic. Am pus, iarăși, din păcate, de aici nu se vede, nu cred că se poate vedea, dar prezentarea poate rămâne la dumneavoastră și o puteți vedea. Suntem astăzi pe locul 35 în țară, din 43 de operatori. Ce mi se pare mie important este să vă menționez că ultima creștere de tarif a avut loc astă vară, după 4 ani și 3 luni de operare sub același tarif. Noi din aprilie 2013 până în iulie 2017 nu am crescut tariful sub niciun... Și atunci am crescut numai operațional, nu ne trebuiau, dar domnii primari au vrut mai mulți bani de investiții. Și cei 40 de bani, 20 la apă, 20 la canal, i-am dus numai pe cota de dezvoltare și profit. Da, la solicitarea primarilor pentru a avea mai multe fonduri la investiții. Am făcut această creștere de tarif. Am încercat aici, am pus un grafic cu producția fizică, să vedeți cum am evoluat în ultimii 10 ani. E clar că în 2008 a apărut, după acea criză economică, o cădere bruscă, cam peste tot în țară și în lume. Industria a căzut și în Iași. Ne-am revenit ușor spre 2011, iarăși a avut loc o cădere, dar astăzi suntem aici într-un trend ușor crescător. Anul trecut am vândut aproape 28 de milioane de metri cub de apă. Doar așa să vă faceți o idee. Ca situație financiară, v-am spus, venituri operaționale, totul este în euro aici, aproape 35 de milioane de euro venituri, 31 și puțin cheltuieli, profit brut. Cel puțin de când suntem în această formulă la conducerea companiei de 15 ani, în formula aceasta, domnul Toma, director general și eu, director tehnic, n-am avut niciun an în care să avem pierdere. În fiecare an am încheiat cu profit. Problema, avantajul nostru este că tot profitul se întoarce la noi, se întoarce în contul de investiții și aceste investiții se întorc către localitățile pe care le operăm. Ca și resurse umane, o să trec mai repede aici, peste, v-am spus, 1200 de salariați, organizați pe diferite secții. Ne preocupă foarte mult pierderile de apă, avem echipă specială, birou de analize, dotați cu tot ceea ce înseamnă pierdere, detecție, partea de canalizare, la fel funcționează împărțită pe zona metropolitană, zona județeană, Iași și Neamț. Epurarea e foarte important, sistem management informatic integrat cu soluții moderne. Deținem la nivelul astăzi, deținem undeva peste 400 de stații de lucru și încercăm să creștem prin automatizare. Numai o secundă, vă întrerup eu. Apropo de managementul informatic, facturarea, cum se face față de clienți și mă refer la cei care locuiesc în condominii. Există posibilitatea de a-ți factura individual? Conform legii, da, avem patru tipuri de facturare, contracte individuale, convenții, contracte cu asociații, avem toate tipurile pe care legea îi prevede. Deci astăzi, în condițiile în care spunem la nivelul unei scări, doar două persoane doresc să creeze un branșament, Nu permite legea astăzi, nu permite. Da, legea s-a schimbat, asta în toamnă se permite, dacă unul din joc vrea să pară. Deci dacă are resurse, să vezi aici în control general. Da, să se facă. Era ca principiul, dacă țineți minte, cum era cu gazul înainte la Roma. Dacă unul pescar își trăgea gazul, după aceea, cine mai dorea să mai conecteze, venea a suporta cota parte de cheltuială și se făcea facturarea individuală. E foarte important. Noi încurajăm pe casa scării, cu convenții la fiecare, diferența între suma contorului insignifiant față de contorul general. Când sunt apartamente, sub cuvenții... Da. Nu, dar pe casa scării trăiesc. Nu. Nu, se poate face dar și... Dar tot ăla îl plătesc. Tot ăla de jos, din fața blocului, un iar vigur. Asta ce spune domnul Toma, da. Foarte important. Una e să vii pe branșamentul scării, da. Cu totul alta e să faci un branșament separat înainte de contorul scării. Ca și costul e mult mai mare, în fiecare joacă. Dar avem toate soluțiile, să știți, în toată area noastră și în special la Pașcani, de exemplu, pe care operăm de acum de 4 ani,
de 3 ani jumate, avem toate soluțiile, pentru că diversitatea e foarte mare, dar funcționează... Acolo nu erau apucate societate împăcate și a trebuit să facem un șef de scară până s-au făcut asociații și între timp legea s-a modificat și au permis această individualizare a consumului și în condominii. Avem situația asta care o spuneți dumneavoastră în Iași la foarte multe spații comerciale de la partea care au preferat să se separe de, de restul asociației și, sau din loc de apartament. Dar în Pașcani fiind mai nou, în Iași n-a de loc. În Iași foarte mult, 98% cred că sunt asociații. Funcționează foarte bine asociații și au apărut acei administratori de profesie. Sunt firme care nu, 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 acolo la Iași sunt firme, societăți comerciale de administrare. Sunt și a primării. Are primăria, societatea ei, termoserviciu, care chiar asta face și face servicii, dar au apărut și privat. Urbi ca admin, care deci fac servicii. Persoane fizice, cum e la noi. Să știți că cea mai mare parte din persoane fizice și administratori certificați de către primărie. Da, asta da, așa avem și noi. Ca și asigurarea calității, avem toate ISO-urile care le-ar putea sau ar trebui să le aibă o companie de administrare a apei. Ultimul este cel de managementul siguranței alimentului. Suntem în procedură de a obține un standard de calitate în privința responsabilității sociale. Am făcut toate demersurile anul trecut și sperăm că anul acesta să intrăm în posesia lui. Ca și licențe de operare, avem prima licență cu numărul 1, eliberată de ANRSC, cu două bazine hidrografice. Suntem atestați pe Prut și pe Siret, pentru că funcționăm pe două bazine hidrografice. Singurul laborator de analize apă uzate acreditat RENAC, laboratorul de apă potabilă e acreditat RENAC, laborator de metrologie în care verificăm contoare și apometri proprii și ale clienților. Și sigur, în cadrul atelierului de proiectare suntem atestați de tot felul de documentații pentru gospodărirea apelor și schimbări climatice. Vreau să vă menționez aici un lucru cu care ne mândrim. Un centru de relații cu publicul, așa numitul call center. Suntem prima companie din țară, prima companie publică din țară, care am deschis call center-ul în 2005, funcționează din 2005. Practic, prin acest call center cu număr scurt, orice client de-a nostru poate prelua orice informații despre factura lui sau informații despre un nou raport, îmbranșament, tarife sau orice altă problemă. Sau poate sesiza lipsă de apă, lipsă de presiune, probleme cu calitatea. Pierderi, inclusiv avariile, da? Orice. Și aveți un dispecerat care e non-stop și poate da, interveni? Ajung imediat și la dispecerat. Este dispecerat, funcționează 365 de zile la noi în sediu. Sunt și dispecerate mai mici în județ pe fiecare sector. Și organizarea noastră este de așa fel încât să putem primi de oriunde din județ sesizări, ca să le spun așa. Serviciu tehnic cu aviz, un sistem informatic dezvoltat, acest GIS, cu Geographic Information System, compartiment tehnic pentru emitere de avize și calcule. Ăsta e biroul dispecerat, v-am avut doar o poză să vedeți ce scheme au acolo și tot sistemul Scala pe care noi îl deținem, în principal îi controlează activitățile și manevrele în sistem. Și ei se ocupă cu repararea și cu coordonarea reparațiilor avariilor. Sistemul GIS despre care v-am vorbit, fără modestie, noi am început acest proiect acum 15 ani, împreună cu alți deținători de utilități din Iași, cu gazul, cu electricitatea, cu cum era atunci cu primăria, cu tramvaiele, cu... Între timp ei au plecat sau au avut alte probleme, noi am continuat proiectul, deținem azi de sine stătător un proiect al nostru și am curaj, fără modestie, să spun că e unul din cele mai avansate sisteme din țară. Din păcate, nefiind logat cu computerul meu la un server de-al nostru, nu vă pot demonstra, dar poate dintre dumneavoastră, dacă veți fi curioși și veți face o vizită la Iași odată, cu ocazia asta vă și invit, acolo vă pot demonstra cum funcționează. Pur și simplu poate acționa orice sistem, orice informație află despre conductă,
în timp real. Am în teren, văd că aveți și dumneavoastră, așa cum aveți dumneavoastră, nu la nivelul ăsta din Lenovo, dar au tableti ceva mai rezistente și mai robuste, mai slabi ca performanță. Colegii mei șefi de echipă pot accesa acest sistem și au informații despre rețele și despre branșamente în timp real. Deținem un atelier de proiectare cu care facem proiecte proprii, ridicăm topo studii, așa cum am spus, la tot ceea ce ne interesează, doar pe alimentări cu apă și pe canalizare. Avem o mică companie de construcții, ca să spunem așa, noi spunem secția de lucrări tehnico-edilitare, LTE. Am făcut, în anii din urmă, am avut ani când am făcut extinderi de peste 175 km de rețele cu această secție. În sensul că noi cumpărăm conductă, atelierul nostru face proiecte și finanțăm proiecte noi în localități acolo unde nu aveau alimentare cu apă. Și continuăm, ei lucrează în continuare, depinde de ce furnizăm noi ca proiecte și ca nevoie. Secția automecanică astăzi dețin undeva la puțin peste 240 de autovehicule, însemnând mașini mici, bulbe, excavatoare, camioane, auto speciale și așa mai departe. Toată flota are GPS, în orice moment știm orice mașină unde este, ce face și poate primi comenzi sau... Ne-am înființat o secție electromecanică, în sensul că nu depindem de niciun terț, am evitat asta, am fost poate și puțin criticați, că ținem totul în cască. Secția electromecanică se ocupă pur și simplu cu depanarea pompelor, motoarelor, automatizărilor noastre. Avem 5 formații, inclusiv reparații auto, inclusiv vopsitorii, tinichigerii, confecții metalice. Noi facem tot ce înseamnă confecții metalice pentru alimentări cu apă. Adică nu depinde nicio companie să comandă o flanșă sau un jibou sau un meteu sau o piesă specială. Mi-a rămas sigur strun carusel care mai este de la... Da, aveam noi și cu Guiaș, avea strun carusel, dacă știți cum, e un alt fel de strun inserit. În momentul de față doar noi îl avem. Făcut la Umar. La Roma. Are prea cu vă la partea proastică aveam un meseriaș de la Nicolina care lucra pe el, neamitică și neamitică a avut un accident vascular cerebral ușor și caut un copil până să-l înveți neamitică, dar nu prea găsesc. Și... No, eu mai pornea, uite, un strung și nu-i ce dovedea, eu strung care de meseriaș va... Dar o fel, eu mai Da, este persoana care îți vrea să înveți. Da, poți să mă tână. Da, totuși la strugare am înțeles că mai diferit de altceva. Pe slide-ul acesta v-am pus ca investiții, doar așa să vedeți ce am reușit noi din 22 de ani încoace. Am început cu un program finanțat din Banca Europeană în 96. Mi s-a părut foarte mare pe atunci, circa 14 milioane de euro. Eu m-am continuat cu o banca germană de dezvoltare, unde am investit 22 de milioane doar în stația de epurare. Au urmat fondurile structurale de preaderare. Iarăși mi s-a părut un program foarte mare, 52 de milioane de euro pentru acea premie. Din sursele noastre proprii am investit în ultimii ani aproape 50 milioane de euro, doar din surse proprii. Am mai accesat ceva granturi de la USAID și de la olandești. Am terminat cursul de mediu 1, știu că și Roman am fost beneficiar, a avut, cred că, 3 proiecte din cursul de mediu 1. Două. Epurarea și o canalizare. Și în momentul de față lucrăm la un proiect foarte ambițios pe programul operațional infrastructură mare de circa 300 milioane de euro. Doar ca să vă faceți o idee așa despre investiții. Și cam asta e ce am făcut prin post, apar aproape 300 de km de aducțiune, distribuții tot așa în jur de 300, circa 560 de km de canalizare, stații de pompare peste 140 și stații de epurare, 4 stații noi de epurare în județ. Prin POIM, o să vedeți, sunt și mai ambițioase dorințele noastre, 280 de km de aducțiune, 800 de distribuții, deci peste 1000 de kilometri de apă și aproape 900 de kilometri de canalizare în momentul de față. Nu mai vorbesc de 120 de stații de epurare. Aici, la stații de epurare, nu suntem convinși că o să le facem toate 17, sunt foarte scumpe și greu de administrat și încercăm să le mai comasăm și în măsură ce luăm sisteme, așa cum au venit Dolgești la noi, de exemplu, care are un sistem
foarte extins de canalizare și stații acolo de duce și oțeleni și Butea. Duce oțeleni, Butea să le comasăm, să duce oameni. La nivel de țară avem un studiu benchmarking care face o comparație între operatori și mi-a permis și am luat de acolo câteva slide-uri doar ca să vă faceți o idee unde suntem. Deci ca venituri mari în top, mare operator regional, e Constanța Cluj-Iași. Vedeți diferența? Constanța are o explicație, au litoralul acela și ei vara au, în 3 luni au 2 milioane jumate de clienți și de asta sunt aici. E clar că sunt mult în față. Dar noi suntem aici, după în jurul la... Asta este la 6 luni, pe anul 2017. Deci cam ăstea ați venit, 80 de milioane ori 2, cam aici suntem, undeva la 160 de milioane de lei pe an. Ca și tarifii, aici aveți tarifii combinate, apă, canal, în euro, la 15 noiembrie 2017. Am pus două săgeți doar așa să vedeți, aici e Iașu cu galben și aici e Neamțul. Mi-a permis să vă scot în evidență că restul sunt operatori pe care noi îi știm. Deci, în Constanța are cea mai mare și urmează celălalt. Dar vedeți cam unde e media națională. Noi suntem puțin sub media națională. Venituri din exploatare, iarăși nu se vede de aici, dar eu știu slide-ul, e Constanța, Cluj și Iași. E același slide, dar tradus altfel, cel dinainte cu cifre. Suntem tot aici, în primii 4-5 operatori mari din țară. Număr total de angajați, vedeți cum evoluează. La cele două, cei doi din 4, Constanța și Cluj. Vedeți că administrează 20 de Constanța are și județul Ialomița, inclusiv Slobozia, și Clujul are și județul Sălaj. Pe lângă faptul că au și vara turiști, au și două județe, încă s-au mai dus, au și în Buftea, în Predeal, chiar la Bacoa. Da, Constanța au mai luat Buftea, au luat Predealul, recent Oneștiu, și au și tarifi, trăile mai mari ca noi, și atunci producția lor, veniturile lor cresc. Vă spun că am fost și noi la Unești, dar nu ne-a... Adică, probabil, tariful pe care l-am propus noi nu... Își poate pus să ia acolo. Până la urmă, i-au ales pe colegii noștri de la Constanța, cei din Unești. Acum numărul de angajați. Venitul, da, tot așa, la venitul pe salariat, aici suntem undeva pe 4, tot așa, sunt foarte, foarte bine. Din păcate, e mic ecranul și nu se vede, dar o să vă las asta, domnul primar, și dacă ce vreau să vedea. Profitul brut, după valoarea redevenței, ce vreau să vă arăt, că la valoarea redevenței, da, suntem aici pe 4, adică suma pe care noi o plătim și care se întoarce în fondul de investiții, cu toate că la tarif suntem pătrimea de jos a clasamentului, la valoarea redevenției pe care o întoarcem către investiții, suntem aici. Deci, iarăși între primii 4 în țară. Cam ca și proiect transfrontalier ce ne interesează, lucrăm de circa 3 ani și sperăm că noi suntem la ultimii pași pe care avem de făcut, ne propunem să trecem cu alimentarea cu apă în Republica Moldova și sperăm că o să ne ajute și Guvernul României în anul ăsta centenar să facem și noi o conductă centenară, să ne înfrățim și într-un alt mod cu Republica Moldova. La ei este o problemă foarte mare, nu au surse de apă deloc, unde au e la mare adâncime și de proastă calitate. N-au bani suficienți să-și facă tratare din prut, care putea să o ia ei din prut. Și atunci, ia un tarif comparabil cu al nostru pentru apă tehnică, apă industrială, de fapt, în păcat. Iar să facă stații de tratare de lungul frutului, o să fac, au la unghiile atât. Dar e foarte mare tariful și dureful. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Da, aș mai avea eu și după aia îi las pe colegii consilieri. Vorbeați despre puii, da? Și proiectele pe care dumneavoastră le prevedeți sunt cei 300 de milioane de euro cât am văzut acolo. Însă și Romanul, în momentul de față, prin Apaterv, e prins și el într-un poim la nivelul județului Neamț. În ce măsură ar putea fi
preluată parte din, din acest proiect și transferată către... Din ce știu eu și vă spun că m-am interesat anul trecut pentru Onești. Exact la același subiect, aceeași întrebare a avut Oneștiu și am verificat oficial cu colegii de la Ministerul Mediului, cu Autoritatea de Management, în momentul în care deveniți membri ai Asociației ASA și SIAS, nu se face decât să preia partea din planul, din master planul în care ați făcut parte de la județul Oneștiu și se translează din pace. Depinde doar de noi ca și capacitate de cofinanțare și de implementare să, să ducem la capăt. Dar așa cum ați văzut după ce v-am arătat pe slide-urile astea, noi am terminat postul la timp și postul 1. Suntem în fază de aprobare cu postul cu POIM-ul. N-am avut proiecte fazate. Păi din potrivă, din economii, am realizat economii în urma licitațiilor și am mai făcut 3 proiecte suplimentare de circa 23 de milioane de euro. Deci spuneați că e vorba de capacitatea dumneavoastră de cofinanțare. Da, și în situația asta, dacă s-ar face acest pas, ar exista capacitatea de cofinanțare? Da, nu mă feresc să spun că pe site-ul nostru, noi astăzi suntem împrumutați la Banca Europeană de circa 22,5 milioane de euro. Suntem în curs de rambursare. Mai avem am avut 23. Am avut 23, mai avem de plătit. Vă spun că în următorii 3 ani avem de plătit circa 7 milioane de euro. 7 milioane 120 de mii de euro în fiecare, în cei 3 ani. Dar nu e o problemă să-i plătim. Iar în momentul de față suntem în discuții avansate cu Banca Europeană. Am semnat deja o scrisoare de angajament pentru cofinanțarea POIM-ului și am angajat noi o sumă de 25 de milioane de euro, circa 10% din valoare. Ca să vă răspund, nu știu exact ce ar însemna POIM-ul ca la Roman, dar trebuie făcut proporțional, undeva la 10% ar însemna cofinanțarea noastră. Nu cred că ar fi o problemă atât de mare pentru noi să... Noi ce, domnul inginer, noi ce avem prins acum pe, pe POIM? Știu că avem aducțiunea. Aducțiunea, rezervoare. Rezervoare. Stați. Dar ca tot, ca... Valoric, știm valoric, cam... Cu 20 milioane de euro. Deci ar însemna încă 2 milioane din partea noastră. Nu, nu e. Da, sigur că vom face o analiză, cost beneficiu, intră, tot toate astea sunt o grămadă de... Erau doar din parte. Vă rog, dacă mai sunt întrebări. Bună ziua, să încep eu. În primul rând apreciez faptul că ați venit astăzi aici, în fața acestor oameni. Îmi pare rău că eu, din câte mi-aduc aminte, operatorul județean al lor niciodată n-a venit să fac o prezentare atât de profesionistă. Referitor la preț, la gândirea proiectului pe viitor de investiții, apreciez faptul că ați venit și a fost o prezentare super ok. O întrebare tehnică. Acest POIM de 300 de milioane de euro, dumneavoastră l-aveți aprobat acum sau sunteți în procedură de negociere? Suntem în procedură. El, ca principiu, este aprobat. Avem acea scrisoare. Lucrăm, am depus studiul de fezabilitate. Proiectul este încheiat în proporții de 90%. Deja am avut 3 întâlniri cu consultanții Jaspers ai Uniunii Europene. Urmează în luna martie, săptămâna viitoare, probabil vom avea o... Sper eu să fie o ultimă întâlnire cu ei în a promova proiectul. Ok. POIM-ul ăsta are acolo niște indicatori de performanță cu niște puncte de atingere, un anumit număr de kilometri de rețea, nu sunt date tehnice. Sunteți de acord cu mine că transferarea unui număr atât de mare de consumatori cum e român, persoane fizice și persoane juridice, v-ar ajuta? Asta nu este un lucru rău, este un lucru bun. Da, ca și puncte de atingere pentru POIM-ul ăsta. E un lucru bun. Deci orice concentrare de populație este un lucru benefic pentru orice operator. Dumneavoastră aveți aici, pe lângă Roman, dar aveți o zonă metropolitană foarte concentrată. Sunt comuni care noi le dăm apă deja, cum Tămășeni, dar dăm Andro, Tămășeni Ajuteni. Sunt noi mai avem pe traseu și la Botești și la Păstrăveni, parcă avem. Pe de altă parte, noi nu știm exact ce aici ce aveți dumneavoastră ca și costuri, domnul rector, poate știe, dar nu dau seama cum acoperiți costurile, cum
De exemplu, în Iași, în cele 75 până 78-80 de UAT-uri, numai zona metropolitană din Iași este rentabil, având în vedere că tariful este... Dacă dumneavoastră a spus că garantați prețul pe care l-ați avut în prezentare pentru toată unitatea... Obligatorii toată area de operare. Asta este obligația de la Uniunea Europeană. Încă o dată, n-am spus-o ca ceva rău. Este un lucru bun. Faptul că o concentrare de consum din zona Roman, persoane fizice, comune și așa mai departe, vine către dumneavoastră, nu conform. Mai ales, domnul consilier, pentru că Luțca, noi vom opera la Luțca anul ăsta, aproape de dumneavoastră aici, la Sagna, Sagna are de 15 ani un sistem care nu funcționează, nu are apă bună. Eu cred că am înțeles întrebarea domnului consilier. Să știți că nici nu ne îmbunătățește accesul la proiectul ăsta și nici nu mi-l stagnează. Nu, dar e un plus, e un plus. Pentru mine e o problemă, va trebui să demonstrez ca management că am oameni și resurse să implementez proiectul dumneavoastră. Ceea ce trebuie, va trebui sigur să demonstrez, dar nici nu mă încurcă și nici nu mă ajută foarte mult. Ca operațional trebuie să recunosc că... Operațional ca perspectivă de business pentru apa vitală? Deci o creștere a afacerii. O creștere a afacerii tale n-are cum să... Pentru că discutăm acum aici de faptul că Roma ușor, ușor devine un pol mai mult industrial decât casnic. Să nu folosim și sursa de la Pildes sau din afetele astea și să nu folosim și capacitatea noastră, ne completăm. Eu nu știu că vara Roma nu a dat probleme cu Pildes și cu sursa. Și sursa are nevoie din îmbunătățire. Asta știu așa colegia de la... Da, ce... Greu să vă spun. Un an și ceva operăm în Ghereș și folosim cursurile lor. Deci... Ok, mulțumesc. Eu analiză tehnico-economic, la final, care... Dar garantați același preț ca pentru toate celelalte? Este obligatoriu, toată area de operare, același tarif. Noi avem, suntem unul din puțini operatori din țară, care din 91 avem tarif unic. Datorită acestei aducțiuni de la Timișești până la Iași, care vine încoace, am avut tarif unic. Viața ne-a obligat așa. Încoace, din circa 10 ani, când am venit Uniunea Europeană cu proiectii, i-a obligat și pe alții, care nu aveau așa și nu înțelegeau de ce să facă tarif unic și... pentru unii, știți cum e, care au sursa lângă casă... Un tarif coș, da, echilibrat pentru toți. Pentru cel care are... Dacă tot am ajuns aici, încă o ultimă întrebare tehnică. Dacă Roma nu ar intra în această asociere, care ar fi cota de participare ca și acționar? Depinde teoretic. Depinde de dumneavoastră, cu cât ori cumpărați acțiuni, ori dacă aveți bunuri pe... De transfer. Proprietate privată, nu alea publicii, pe care noi să le folosim, de exemplu, sediu sau altceva. Rețelele sau... Face o evaluare după... Rețelele sunt publice. Rețelele nu pot intră în capital social. Toate aceste bunuri intră ca aport la capital social. Chiar dacă ele s-au făcut pe o anumită investiție al lui APASER. Deci, capitalul, domeniul public e al dumneavoastră totdeauna. Dacă vreți în capitalul social al nostru să deveniți acționar, atunci și ce aveți dumneavoastră din domeniul privat acum al Consiliului Local, îl evaluăm și îl transformați în acțiuni la noi și noi le vom folosi. Ce captare, ce vreau eu să înțeleagă, că nu e neapărat să intrăm ca și acționar. Corect. Noi putem să aderăm la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Satis, da? Fără să fim acționari... Să vă spun ceva, domnul consilier. Acționariatul cu titlu onorific. Și vă explic și de ce. Fiindcă absolut tot profitul... Nu, eu n-am întrebat din punct de vedere, domnule, repartizarea profitului. Dar acționariatul are un cuvânt greu de spus pentru investițiile viitoare. Corect. Nu acționariatul, ci AGA lui ADI. Asociația de Primării. Acolo, dumneavoastră, dacă veniți, având în vedere că aveți o forță, să nu devenim un client captiv, iar eventuala investiție ulterioară a lui Apavital
Așa cum intrați în această asociație, tot așa puteți ieși, ca o căsătorie, care... Nu, da, aici suntem, discutăm cu niște... Totuși mai complicat, nu e o chestie în care intri în martie, ieși în august, mai viar în toamnă și ieși cu gândiți-vă că dacă vom opera, este interesul nostru de a investi aici, pentru că e concentrat, nu trebuie lungim mari de kilometru pentru extindere pe care sunt, sau dacă sunt conducte de azbo, trebuie schimbate sau orice, e interesant să reducem pierderile, că orice apă pierdută înseamnă energie, tratare, apă în România, impurare după aceea, deci interesul este al operatorului. Domnul primar, puteți fi membru al asociației fără să fiți acționar la societate, nu vă știrbește cu nimic niciun drept, profitul pe care noi îl facem se întoarce înapoi în investiții, investiții pe care le decideți dumneavoastră cu celelalte 106 primării în planul de investiții. De obicei, banii care rezultă din operarea noastră ca și profit rămân în zona în care operă. Noi din tariful de, era 6,72 cu TVA, dar fără TVA e 5,93. Cam cât făceam, 1,09 bani sunt de investiții în acest tarif. Adică rămâne efectiv pe zonă, nu se repartizează... De obicei rămâne în zona respectivă. Iașul nu mai are nevoie și ne ducem. De-aia am spus că de evitat de obicei ăsta, odată intrat în acționariat, ai un cuvânt de spus. În momentul în care ești doar client, rămâi la de obicei. Dacă vreți, vă pot arăta un fișier, mi-a două secunde. Noi suntem organizați centru de post și pe fiecare oarte știm exact ce am cheltuit, ce venit avem, ce investiții am făcut, tocmai în ideea de dacă cineva care a intrat vrea să iasă, să avem un nu le aruncăm toate într-un coș așa și pentru că nu mai știm ce s-a întâmplat. Bun, așa e corect. Da. Dacă informăm fiecare Consiliu Local din cele 180 în care operăm, la sfârșit, când se închide financiar în mai, asta e situația la dumneavoastră. Iar și redevența se colectează trimestrial, asociația trimestrial raportează Consiliului Local câtă redevență a colectat și ce a făcut cu ea, unde a dus-o. Și îi spune, am făcut proiect acolo, am luat aviz pentru proiectul ăla, am demarat proiectul ăla. Mai avem 40 de bani la apă și canal, 20 la apă, 20 la canal, redevența. Avem 16 bani portate de dezvoltare la apă, la canal, canal împreună cu epurarea. Și avem amortisment cam 30 ceva de bani pe amândouă. Deci toate dacă le aduni, afară de profit, este peste un leu. Și astea sunt, de aici plătim împrumutul, cam 2 milioane, 300 de milioane, 400. Acum suntem într-un vârf, următorii ani, până în 2022, în ultimul an, de rambursare. Și după aceea, și restul facem investiții. Noi cam 20-25 de milioane de lei pe an facem din fondul, din tariful ăsta, investiții pe care ne le aprobă ADI. Noi venim cu propuneri, au făcut dumnealor un sistem de, cum să spun, ierarhizare, număr de clienți la kilometru, ca să fie un principiu, să nu cum spuneți dumneavoastră, că mă duc numai într-o parte. Deci, dacă vreau să fac o investiție, trebuie să-i spun din indicatori câți clienți posibil am. Eficiența investiției, exact, pentru că, exact, până la urmă, nu merită investiția în zona respectivă, dacă e o zonă cu potențial scăzut. 80, nu ușor să gestionez între ei. Și atunci, tot pentru a evita subiectivism sau altceva, s-au făcut niște criterii clare de ierarhizarea investiției. Am înțeles. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții din sală? Dacă nu, noi vă mulțumim pentru prezentare.